Salut! Noi suntem Cogoli. Noi suntem. Oleg, și bine ați venit la un episod de Roblox. 3, 2, 1 și... Salut! Noi suntem Cogoli. Ce mi-a făcut-o. Înainte de toate... Apăsați butonul de Cocolike. Haideți să strângem 9889 de Cocolike-uri la videoul acesta. Da, fix acum. Acum. Să apese toată lumea în secunda asta. Oameni buni! Hai să vedem ce ne jucăm astăzi. Dar ce se întâmplă aici? Astăzi, Cristina, o să ne jucăm. Mergem cu mașinile, da? Da. Mergem cu rulota sau ce-o fi. Și orice se poate întâmpla pe drum. Este foarte tare ideea. Deci, după cum vedeți, mergem aici în mai mult și ne va conduce foarte bine. Și oricând putem să ne oprim, să mergem undeva. Dar se poate întâmpla orice. La ore diferite se întâmplă lucruri diferite. Hai rulota să vezi ce este. Dar stai că a explodat ceva acolo. Ce a explodat? Ceva în spate acolo a explodat. Am venit aici, avem o bucătărioară, oameni buni. Deci uitați-vă cât de fain e aici cu bucătar. Toaletă. O, și o scară dintre astea, gen, nu ne-am permis trepte. Eu am luat o scară dintre astea, nu grav. Nu, că nu am permis trepte. E foarte bine cu scara asta, că nu ocupă spațiu, Cristina, ți-e place spațiu. Și când nu mai urci, o strângi. Strângi scara. Bă, ce e acolo? Uite, acolo a explodat ceva. Vine aici, iubita. Aici ne ținem noi lucrurile și aici ținem cel mai important lucru. Asta scutecele. Am cumpărat eu. Nu scutecele, vin cu acea. Hârtia igienică. Asta e toată a mea. Asta e toată ta? Și uite, avem niște pungi de chipsuri, că n-a știut cum este. Deci vreau să intre puțin pe cocoliș. Voi, dacă ați fi să mergeți undeva, într-o insulă, care ar fi cele trei lucruri pe care le-ați luat cu voi? Felix și-ar fi luat foarte multă de tot hârtie igienică. Vino repede, da, toate care există. Ia vin... să vedem. Oh, balane! Nobi. Scrie ce v-aș luat. Ok, un Nobi în timp ce mergi? Da, Cristina, să nu-l pierzi. Că dacă îl câștigi, ești campioană. Păi da, normal că-s campioană. Și m-am luat sucul? Stai să-mi ajung sucul. Ia-i sucul? De clip pe suc? Nu știu care e ăla, că deja l-ai luat. Ah, ok. Așa, și am vin înapoi. Și apar diferite obiuri și diferite lucruri, ceea ce e super miștoacă ideea. Și numai ăștia șmecheri ca noi pot să treacă. Da. Yay! Ia uitați fața unei vinătoare. Eu mi-aș lua pe Cristina, pe Carolina și o super vilă cu de toate. Și cred că m-aș lua și un Kaufland și un Lidl plin. Nu, dar acum serios, trei lucruri pe lângă persoane, pe lângă noi. Care ar fi Kaufland, cele trei lucruri? Un Lidl și un Carrefour. Să am lângă. Ce tare ești! Hai să beau și eu această cola. Eu Bonsi cola. Oh, ok. M-a făcut galbenă. Ia uitați ce se întâmplă cu adevărat când bei sucuri. Ia uite. Vă faceți galbeni. Dacă Cristina, tu ai băut premium cola sau bouncy cola? Premium. Păi să bei bouncy. Păi am vrut de asta, că mi-a fost poftă. Mi-a fost poftă. Ia vezi pe asta cum sare, ce săritoare ești. Ia uite la tine, se simte sărimea. Sar mai sus? O fac și o galbenă. Yay! Dar să știi că mi-e place cum arăt galbenă. Ia uite, ți-s drăguță, nu? Dar uite la mine cum arăt eu. Da. Acum să vedem ce se mai întâmplă. Mergem aici pe drum, șoferul conduce bine. Dar cine e ăla care conduce? Hai să vedem. Să vedem, că nu știu cine conduce. Nenea? Hai, conduce o fată. Uite-te, asta e șoferița noastră. Se pricepe. Și și-a adus covorul lui bunica sa cu ea. Ia pune viteza. Ca să-i poartă noroc. Eject. Ia uite-te și tu. Să înțeleg că ea face probele? Cum ar veni? Da, eject. Nu, ia uite, Cristina. Ce? Nu. Unde? Apasă, știu, pe eject, ce se întâmplă. Eject, mă duc acolo. Te dă din asta. Da, e super amuzant ideea. Eject. Wow! Când cineva te enervează din mașină, îi dai eject. Eject. Și pleacă, ia uitați. Se duce în atmosferă. Mamă, ce tare, Cristina. Acum mai cad înapoi. Măcar acum ți-a refăcut culoarea, da. Băi, mai cad? Deschide space. Băi, eu cred că o să rămân aici ca un super erou. Vă ghidez pe toți de la distanță. Ce se întâmplă în lumea acolo? Eu am rămas aici, serios. Serios? Gata, revenit. Ți-o luat puțin. Vai, dar ce m-am leșinat. Ți-ai leșinat. Fata mea. Ai luat foc. Ce s-a întâmplat? Gata. Eu stau aici pe... uite aici, vin la șofer. La șofer, ești tu. Ce explodează pe acolo? Explodează ceva? Da. Când apare un Nobi nou, ia să vedem. Ce prostie fac ăștia înăuntru? O, l-a făcut la bucătăria, vino să vezi. Ce ați făcut, oameni buni? Vezi că arzi, Aiuleu, mi-a căzut fundița, mi-a căzut părul tot. O, l-a făcut bucătăria, ce ați făcut, măi? Cred că au vrut să fac un șnițel. Păi, da. Vai, vedeți cum îmi face. Hai să salvăm șnițelul. Ați văzut cum îmi făcea capul meu? Gata, e bun acum. O pus cola pe în bucătărie. O pus cola pe ragaz. Să nu puneți cola pe ragaz. Nu puneți, că nu știți ce se întâmplă. Do you want to turn into gold and try premium cola? Nu eram galben, eram în aur. Ok. Deci mergem. Ia să vedem ce pot să-ți cumpere la chestii cu Robux.
Uite, am venit aici în față. Merg acolo. O conduce cu ușa deschisă, eu te știu. Tu vezi? Mm-hmm. O cheamă Elabella Rose. Elabella Rose? Elabella. Ăsta s-a transformat în gheață. Dar măi, de unde și-a luat ăștia de mâncare? Nu știu. Ia uite, și-a luat un copănel. În Obi. Obi. Ci că este un Obi. Haide. Același Obi? Da. S-a spanat un Obi. Hai să mai luăm un suc. Să văd dacă a fost norocul începătorului sau eu chiar m-am descurcat. De clic pe astea să nu mai vezi aia. Tot timpul dai într-o secundă. Acum. Am luat. Da, am luat sucul. Așa. Și ia să văd dacă reușesc să mă duc. Băi, sunt o gameriță, n-a fost în norocul începătorului. Ți-am zis că am pricepută, după cum văd eu. Ia uitați-vă. Deci am ajuns în oraș, ia uite-te. Uite-te, fă-i cu mâna la oameni. Da, normal. Faceți cu mâna la oamenii din la apartamente. Ia uite ce cartier drăguț aici. Zici că suntem în Barcelona. A fost fain. În Barcelona sunt multe baruri? Nu. Ia uite-te, gata, ăla a fost orașul, a fost ca Mititel, credeam că o să fie mai mare. A, trebuie să termine Obi-ul. Ceilalți nu au reușit să-l facă. Nu, când o să termine Obi-ul o să vină următorul event. Cristina, știi okay. Că noi mergem fără, noi mergem aici, de exemplu, ce e chestia asta de aici? Vino ca să vezi. Care? E căzut? E bă, legărețul, vine să vezi. Pune-te și tu pe el. De la toaletă? Da, uite, bine. Ia uitați, cineva a aruncat și cola aici. A dispărut Obi-ul. Bă, simt nevoia să mă spăl puțin pe picioare. Nu pot să cred că am călcat așa ceva. Și aici ce-i? Cristina, știi că noi n-avem voie, de exemplu, ce facem noi acum? Cum se zice? Uite, vine poliția. O vine poliția, deci noi se pare că... Suntem urmăriți. Noi nu aveam voie să furăm hârtie igienică. Suntem urmăriți de poliție pentru că am cu... Dar ce ne facem? Am furat hârtie igienică. Da. Ia uitați câtă poliție vine aici. Da, știu. Băi, dar ăștia nu prea se pricep să conduc așa de bine. God. Eu cred că-s beți. Ia uite-te, știu dar cum merg. Dar ce se întâmplă? Dar ce se întâmplă? Stai. Ne dă cu TNT de sus. Nu, a aruncat unul cu grenade în poliție. Ah, ok, ne-a scăpat. Bravo, frate, mulțumim. Că eu nu mi-am spus că am auzi, șoferița e asta sau nu? Ce da. Fain a fost. Deci e foarte fain la chestii din astea. Băi, am scăpat de poliție. Trebuie să avem grijă că aia începe să conducă cam repede, de-aia a venit poliția. Nu, e o mașină, vine o mașină în față, vino să vezi. Stai că cineva merge pe contrasens. Vino în față, vedem cealaltă mașină cum merge. Vino în față, iubita. Felix, cred că noi mergem pe contrasens. Ai pusul, pare cealaltă ca să vezi. Păi eram în față, dar după am chemat de acolo. Nu! Oh my god. M-ai chemat în față și uite ce am pățit din cauza ta. Dar trebuie să duci puțin mai în spate. Uite unde am mers eu. Trebuie să purtați centura de siguranță, oameni. Hai, poți să vezi mașina asta albastră. Vedem dacă omul se simte bine. Stai că nu pot prin parbriz. Ia uite-te. Hai de mine. Ce tare. Dar a fost fain. Sunteți ok? Sunteți ok? Băi, credeți că este ok? Cine era acolo? Eu zic că se simte foarte bine. Eu cel puțin, eu mi-a revenit. Eu sunt super strong. Ți-a revenit imediat. Da, dar ceilalți, uite, nu știu ce să zic. Stai puțin. Avem cumva mașina mai mare. Le-am furat chestia asta albastră. Păi, dar nu mai oprim pentru aia, că la urmă ne platforma asta a rămas aici. Da. Dar dacă sar de pe mașină, ce se întâmplă? Nu știu. Nu vreau să aplu. Mi s-a oprit mașina noastră, nu? Mi se pare că mi s-a oprit. Da. Stai că am văzut. S-a oprit mașina. Putem... Ia uite, vin motocicliștii. Gata, am mers din nou. E gașca de motocicliști. Ok, se pare că se iau de noi. Ci că să ne dăm robux sau pățim. Vor să ne jefuiască. Cristina, nu știu, eu mă ascund. Hai să, eu mă ascund acolo. Nu, niciodată. Vai de mine, ne-a dat o pistol. Ci că trebuie să-i terminăm. Hai să terminăm, Cristina, pușcă motocicliștii. Uite, eu pe la roșu. Uite, ne-a prins pe cine, au prins în capcana, ai văzut? Vai, nu pot să cred. Dă-i click pe aia, iubita, ca să dispară, tot timpul. Uite-te. Da, am pus pe motocicliști. Gata, l-am terminat pe ăla. Da, termin și pe ăla. Și acum îl termin și pe ăsta alt. Uite, Cristina, că au prins trei oameni, vezi? Uite-i, în pușcă. A prins trei oameni? Da. Gata, am câștigat. Mamă, bine că ai salvat, bate palma. Și ne-a dat și o cola de asfalt. Cola de asfalt, hai să iau să văd cum e. Hai să vedem cola de asfalt. Poate e bună, că poate nu știu cum. Aiule, e neagră. E neagră ca asfaltul. Ah! Dar m-a făcut asfalt. Cristina, asfalt. M-am făcut de asfalt. Dar stați puțin că m-am și împietrit tot. Păi Cristina, te-ai făcut asfalt. Cum crezi că fac ăștia drumuri? Toarnă cola pe pământ și să faci asfalt. Ce tare. A fost asta. Cineva tocmai a sărit din mașină și a văzut ce s-a întâmplat. Da. S-a făcut terci. Băi, eu zic că nu prea mai avem benzină. Și eu zic că să mergem puțin la benzinărie, știi? Ok. Nu mai avem benzină, hai să mergem la benzinărie. Aici, poate oprim pe aici, prin oraș. Begin the transformation. Unde o să fie benzinăria? Stai să vedem, să fim cu ochii, poate ne arată pe GPS. Uite acolo e benzinăria. Hai să mergem la benzinărie, că până la urmă avem benzină. Plus... Auză, ce s-a făcut fata asta atât de mare? O, but cola matahală.
Abot cola matahală de unde? Păi nu știu de unde a făcut-o rost, știi? Viviuț, hai să mergem la benzinărie. Da, mergem la benzinărie, că mergem la baie. Ne luăm și noi o înghețată, un chip, ceva. Așa. Putem să coborâm? Eu trebuie să pun. Tu trebuie să pui benzina, pune benzina. Eu? Nu știu ce scopul Cristina. Or diesel. Diesel? Nu, merg eu pe regular. Gata, uite, am pus. Am înțeles. Ok. E fain. Aș vrea să mă duc puțin înăuntru să văd. Se poate plăti? Păi uite și tu ce distracție aici. Mamă. Nu știam că în benzinărie poți să te distrezi atât de mult. Ha? Cred că ăștia care stau la rând la baie, știi? Sau după ce au ieșit de la baie, sunt așa de fericit. Păi normal că... A, uite, poți să mergi pe la baie. A, hai să mergem la baie, toată lumea. O, sunt plac ăsta. O buc la baie, să nu vezi cola în baie. Uite, Cristina, vino să vezi toaleta. De capul meu. Ce murdare toaleta. Bă, legăreți și cola. Cristina, haide să mergem că pleacă mașina fără noi. Aole, nu vreau așa ceva. Dar cum urc acum? Băi, am pus de tot. Haide. Pe și că trebuia să pun regular. Și nu a explodat mașina pentru că eu am pus altfel de benzină. Hai mă, Cristina, ce tâmpenit nu o să faci? Ai pus diesel, dar nu vezi că nu-i pe motorina asta? Stica motorul. Gata, ne-a revenit. O pus scotch. Ați văzut ce se întâmplă dacă îmi dați mie să pun? Ești amuzantă. Eu știam că nu trebuie din asta. Știai și da. Nu mi-ai zis? Păi nu poți la tirul, da. Nu poți la tirul. Tirurile merg pe benzină? Da, și oricum ideea este că, bine, depinde, dar alea puternice trebuie benzină. Oricum ideea este că faptul că ai pus motorină, ceva o să se întâmple, mai multe lucruri, că mașina se strică în timp dacă pui motorină, că zic la benzină și invers. Se pare că... Ce se mai întâmplă? O să se dezintegreze chestia din spatele nostru. Cum? Dar da, faptul că ai pus tu benzină, ai pus benzină și ai pus motorină și zici, opa, se strică și asta, ai în față. Sunt piata, igienică, nu mai este, auleu. Eu m-am dus în față. Au, am găsut și eu. Vezi că nu știu dacă pui. Hai din capul meu. Vezi dacă deci, pui. Practic, nu mai se demontir. Uite, ăsta e fantomul, s-a făcut comuri și s-a întors. Wow, Joe piratul. Cine conduce tot fata asta? Da, fata asta, e singur conduce. Uite, unul s-a făcut și cap de Shrek. Dar cum poți? O buc cola Shrek. Păi și de unde? Hai să-mi iau niște bouncing cola. Bouncing cola e faină. Mamă, Cristina, deci să știi că nu e ok să pui benzină la motor, nu și motorul la benzină. Uite ce se întâmplă, da, știi? Da, văd, știam. Dar n-ai știut că și în Roblox. Da. Ai de mine. Deci nu da, sunt jocul ăsta. Dar uite, tot s-au făcut în fantome. S-au făcut fantome? Cred că au băut cola dintre aia din toaletă. Gata, s-a resetat serverul, avem înapoi, în sfârșit, hârtia mea igienică. Da? Hârtia mea igienică. Băi, că a fost foarte tare. Hârtia mea igienică, mi-e place foarte mult hârtia igienică. Ia uite, autostrada. Care autostrada? Acolo au pus linie continuă, practic n-ai cum să vii de pe... Ai de mine. Să te încadrezi. Mă, sincer, a fost foarte distractiv joculețul ăsta. Iubita, nu l-am terminat. Aveam 4 minute dinainte, mai jucăm. Era ca e gata, nu? Sau nu? Oh, ce se întâmplă? Este ceață! De ce este ceață? Stai puțin, că nu mai văd nimic. Ce se întâmplă? Să nu te mișcă, o să cazi. Nu mă mișc. Nu te mișca de aici. Să nu se miște nimeni. Nu vă mișcați. Că nu vedeți nimic când este ceață. Stai puțin, dar nu văd nimic când este ceață. Cineva, cine e ăsta? Ăsta era cu noi? Nu știu, Cristina, e cam ciudat omul ăsta. Băi. Vin lângă tine. Cred că încearcă să se instaleze ceva. Uite, paradă! Vino să vezi parada în față. Ce frumos! Vino să vezi parada. Am ajuns în Rio de Janeiro? Da. Stai puțin. Uite parada. Trebuie să ne prefacem și noi că facem parte Hai de jos. Hai la 1 million visits. Mamă, ce fain e parada. Salut! Noi să facem și noi parte aici din parada. Au, nu. Zăzi că vezi o mașină din față. Hai, uite, pune-te aici. Eu fac parte din parada, după cum vedeți. Uite și la mine. Mă duc în față, să mă vadă lumea, tu ești în spate. În față? Dar du-te în față, vezi. După asta, mașina asta. Păi da, dar partea asta e... spatele. Ai de mine. Tu vezi cum arată spatele tău? Da, nu m-am uitat la spate. La mine arată cu milion și toate alea. Spaleții lupește. Mamă. Uite-te, eu sunt aici sus. Vezi? Tu ești mai șmecher din paradă. Vreau să fiu și eu șmecher la paradă. Mamă, ce nebunie. Felix, stai acolo în spate, oprit că el stă la eu am crezut că sunt cel mai șmecher, că lumea vine în față, dar... Nu ți-ai dat seama? Nu mi-am dat seama. Ia uite cum sunt toate oamenii ăștia care fac parte din paradă. Hai să ne uităm puțin la ei, să vedem cu ce sunt îmbrăcați. Păi, sunteți cam fericiți. Dar să nu plece mașina fără noi, că dacă pleacă... Da, vezi că se pornește. Aici trebuie să mergem, se că pornește, nu vreau să pierd nimic și chiar am nevoie... Oh! Am stricat toată chestia aia de paradă, bă! Cristina, eu cred că tu când ai pus dieselul... Mă mai da vină pe mine, că... Când ai pus dieselul, acum cred că s-a întâmplat. Asta este excursia noastră. Mă întrebare care este destinația finală? Unde credeți că mergem? Păi eu cred că trebuie să mergem undeva unde ne primim salariul ceva. Nu la școală. No, dacă atunci dau înapoi.
Ia să vedem ce mai este. A mers destul de mult timp și vedem un muzeu în față. De ce nu ne oprim la muzeu? Hai să ne oprim la muzeu. Mă întreb ce fel de muzeu este, cu ce anume muzeu de înghețată. Eu vreau să fie un muzeu de bani. Da? Da, vreau să fie muzeu de bani. Eu vreau un muzeu de înghețată. Că banii i-a smurdare, au pus atât de mulți oameni mâna pe ei. Da, da, să vezi cum erau milionari în 1000 de ani. Doar dacă ar fi muzeu cu teancuri de bani. Nu doar așa câte nu, un bagnot. Nu, cu saci de bani. Hai să mergem la uite muzeu. Uite chiar muzeu, muzeu monetization, chiar e cu bani. Free samples of bani. Ia uite-te și tu. Ce? De nu mă suc, am zis cu bani. Gata, mi-a luat și-o free sample. Pay to win cola. Auzi, asta de ce era așa de mic? Era un... Uite, ăsta e mic, mic de tot. Da, să beau și-o. Cine știe ce face cola asta? Ți-ai luat-o? Da. Oh, îmi dă plus 300 de viață. Și uite, mi-a făcut ochii de bani. Ăștia, de ce sunt așa de mititei? Cine știe ce cola but? Ia uite la ochii tăi. Ochi de bani. Auzi, dar ce-au făcut ăștia? Au luat așa sprint, armor, bus driver. Uite, poți să fii tu. Până la urmă se pare că ți s-a îndeplinit dorința, Felix, am venit la muzeul de bani. Da, dar nu-s bani. Uite ce fain arată rulota asta noastră. E chiar mai mișto, Cristina, e firmă. E Mercedes de... Mercedes de Dacia. Bă, eu mă urc, că nu se știe când pleacă fără noi. Trăiește viața ai. Da, sunt foarte șmecheră. E, jocul ăsta chiar. Haideți, băieți! Mergem în 10 secunde, toată lumea la locuri. Și vă aveți frică atunci când mergeți cu autobuzul, așa, gen în excursii. Și se face un popas. Și ți-e așa puțin frică să nu plece autobuzul fără tine? Normal! Știi? La mai mult de o palmă de autobuz, eu trebuie să ating autobuzul cu mâna când merg la toaletă. Ok, deci este super fain jocul ăsta. Uite, cineva s-a transformat într-o mașină. Da, o bută cola de mașină. Auzi, eu zic să ne transformăm și noi în mașini și să plecăm cu mașinile noastre. Ăla are toate cola șmecurile, nu am toate cola șmecurile. Eu aș vrea să mă fac înapoi galbenă. Înapoi galbenă? Păi ăla cola, cum se chema cola la primul? Gata, primim cola. Ăla trebuie. Gata, m-am făcut galbenă. Am înțeles. Sunt mai vesel așa. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult jocul ăsta. Să știți că și mie. Când se face update, o să-l jucăm imediat. Da, și nu uitați să apăsați butonul de coco like. Și ne vedem data viitoare. Pa!